Salut, ți-ai dorit toată viața să fii un fermier? Am eu jocul potrivit pentru tine. Jocul acesta se numește Slime Rancher și vreau să ți-l prezint. Jocul acesta este gratis până în data de 20 martie. Profitați de această ofertă instalându-l din Epic Store. În jocul ăsta nu sunt vaci, porci, toate animalele care sunt la noi. Prin curci și pe la ferme. Sunt niște slime care și ei au nevoie de mâncare, dar sunt un pic mai diferiți decât animalele. Uite, de exemplu, dacă îi dai să mânce, uite, mâncă asta. Mâncă. Vrea să mânce. Caut altul care vrea să mânce. Ok, de exemplu, dacă îi dăm să mânce, le mâncă și face un plort. Dar există mult mai multe specii care fac plorturi diferite. Uite aici, e piața în care le vindem toate plorturile și ele ne dau bani. De exemplu, astăzi costă 9 lei și, de exemplu, mâine va costa 11 lei. Ne aruncăm aici, plorturile se transformă în bani și le îi primim. Ok. Aici e gol și ar trebui să fie un slime. Uite. Te iau pe tine și te pun aici. Ok. Haideți să vă arăt cum se construiește. Coralul este un țarc în care ținem slime-ii. Și aici sunt toate chestiile de care ar putea să vă ajute. Ziduri mari în caz că slime-ii sar peste ziduri. Cutiuța de muzică care îi liniștește. Un tavan ca să, chiar dacă sar și peste zidurile mari. Unele specii nu rezistă la soare și aveți un solar shield care să îi protejeze de lumină. Un plort corector care atunci când ei fac plort, el le colectează. Și autofeeder este o chestie care îi hrănește auto. Cam astea sunt pentru un coral. Dar nu e doar coral. E și grădină, țarc pentru găini, un storage în care să ții chestiile. Asta cred că este pentru a ține slime din ăștia de foc. Ce interesant! Chestia asta e pentru slime de apă? Wow! Nu știam că există astfel de slime. Te simți singur? Hai să-ți fac un prieten. Așa. Te iau pe tine și te pun și pe tine aici. Acum... Haideți să facem o grădină. Ne ducem aici și cumpărăm grădina asta. Ne ducem să luăm un morcovel și îl punem aici. Ok, acum grădina noastră crește. Hai să vă arăt o chestie. Uite, când ne ducem și fixăm ținta pe un pink slime, ne scrie aici sus în dreapta ce mănâncă el. Uite, dietă, orice. Deci tu mănânci orice, nu? Perfect. Va trebui să-mi iau un slime cu mine ca să vă arăt un mic experiment. Mergem în continuare și aici este specia pe care vreau să vă o arăt. Au! Aveți foarte, foarte mare grijă la ei pentru că vă înseapă. Uite, de exemplu, când dăm acest... Hei, trece aici! Când dăm acest pink plort lui, ham! Se va face mare. Uite, îl mâncă și se face
se combina în două slime-uri diferite. Acum, ca să știți, există și tari care, din potrivă, mâncă slime. Ce? Ok, asta e ciudat. Există niște tari care mâncă slime-ii și se înmulțește. Tu mânci găină. Poftim. Ok, acum eu și unul ăsta. L-am luat. Și acum, hai să vă arăt cum arată un tar. Uite, ăsta e tarul. Au, ne mâncă și pe noi. Uite, dietă, slime, carne și... adică... și fermieri, au! Îi aruncați în apă ca să moare. O cutiuță. Nu-i nimic? Hei, asta e o hartă. 3 chei și 14 cutii din astea. Ok. Văd că aici nu am explorat. Wow. E destul de mare insula asta. Acum că v-am arătat cum e și un tar, o să mă întorc înapoi să văd... au. Să văd ce... fac morcovii mei. Dar vreau să vă arăt, înainte să merg, că acesta mâncă doar vegetale. Adică e un mic vegetarian. Wow! Grijă pe unde mergi! Ce e ăla de acolo? Hai să mergem să explorăm. Au. Wow! E un gordo! Tare! Și va trebui să-l hrănim. Ce interesant. Ii. Te voi vizita eu mai târziu. Mergem în continuare. Avem grijă să nu picăm în apă, căci și noi morim de la apă, nu doar tartarii și slimii. Mergem înapoi la grădina noastră. Spăracul de el a picat în apă. Acum că am făcut primele părți, vreau să vă arăt cum o să fie după o oră. Ok, asta e grădina mea după o oră. De fapt, ferma mea. Aici am două găini. Aici am un copăcel care face mint mango. Am și niște slime mari, pink honey largo. Ei sunt liniștiți pentru că au muzică, au ziduri mari, dar n-au autofeeder, deși încă nu am nevoie de el. Cam atât pentru astăzi, vă aștept și la alte episoade, la revedere! Thank you.